Oh, e pasiunea vieții mele. Adică ar trebui să încep așa prin clasa a șasea, când am venit prima dată la București, într-un centru de cercetări pentru informatică, era undeva prin Floreasca. Și sora mea, care e cu 10 ani mai mare ca mine, m-a luat cu ea la servici. Ea terminase deja liceul de informatică, era și lucra și era și studentă la informatică la București. Și a fost ceva uluitor, fascinant pentru mine la vârsta respectivă și am zis că trebuie să fac și eu același lucru. Și, bineînțeles, că am urmat așa, probabil având și modelul ei, așa, am urmat același liceu, aceeași facultate și... Și deci mă pasionează în mod deosebit programarea. Matematica a fost, mă rog, obiectul care mi-a plăcut foarte mult în toți anii de studiu, ca să zic așa, dat fiind faptul că la momentul în care eu m-am dus la liceu, matematica era importantă, s-au legat unele cu celelalte, dar îmi și place programarea în mod deosebit. Posibilitatea de a controla calculatorul. Deci să fac eu un lucru, să-l gândesc, pe care după aceea un calculator îl face și face ceea ce îi spun eu. Adică faptul că o mașinărie poate să facă ceea ce eu gândesc, mi s-a părut extraordinar. Profesoară, pentru că îmi plac în mod deosebit oamenii, relația cu copiii. Deci eu am fost mai mult atrasă de a comunica și de a spune ce știu eu și de a împărtăși din ceea ce mie mi s-a părut în mod deosebit și altora, decât să stau în fața unui calculator și să lucrez. Da, deci la mine a fost combinația aceasta între. Și cred că moștenesc un pic o latura mamei mele, care dintotdeauna și-a dorit să fie educatoare, n-a putut. Și deci probabil, cred că și ea m-a îndrumat într-un fel spre cariera aceasta. Dar bineînțeles că mi se și potrivește. Mi se și potrivește. Dar cred că și genetic a fost o oră. Pentru că trebuie să fii făcut ca să faci lucrul acesta. Pentru că, știți, mă rog, lucrurile în general și acum, după atâta experiență, nu poți să fii împins de la spate să faci lucrul acesta dacă nu-ți place să faci, mă rog, să comunici cu copiii, să-ți placă, să le spui, să știi cum să le spui, să te transpui într-un fel în pielea lor. Deci, na, astea cam sunt, să spunem, calitățile unui profesor. Că altfel, da, să te ai. Sora mea, deci nu a ales cariera didactică, s-a dus pe cercetare, a făcut altceva, dar nu m-am văzut stând numai în fața unui calculator. Că sunt o fire energică. Cred că și lucrul acesta, ține și de lucrul acesta. Cred că întâi ține de atitudinea pe care trebuie să o aibă față de elevi, de copii în general. E foarte important să încerci să-i înțelegi. Obiectul nostru este destul de abstract, dacă mă refer chiar strict la informatică, poate mai mult decât ticul acesta, și atunci lucrul cel mai important este să încerce să-i cunoască, să găsească o cale de comunicare cu ei, așa, eu spun chiar de prietenie, dacă s-ar putea, nu tot timpul reușești, și eu și după atâția ani, pentru că și copiii sunt fiecare cu personalitatea lui, cu felul lui de a fi, dar lucrul ăsta ar trebui să încerce întâi să poată să comunice și după aceea ceea ce are de comunicat. Știți? Adică conținuturile și toate celelalte. Da, totul ar fi simulator. Deci dacă tot ar putea fi așa, ca într-o navă cosmică, ca să zic așa, și să poți să faci doar lucruri practice, care să fie spectaculoase, cred că ar fi ideal, cred că ceea ce n-am făcut niciodată, cred că. Știți? Da, apropo de chestia asta, când am dat după liceul de informatică și la lucrarea de atestații în perfect minte, că am avut o lecție asistată de calculator, era înainte de Revoluție lucrul ăsta, la care domnul director m-a întrebat, ce vrei să te faci, profesor? Și atunci înseamnă că calculatorul ți-a locul, tu ce o să mai faci la catedră? Deci așa i-am expus eu, mă rog, tema respectivă ca fiind extraordinară, încât asta a fost discuția cu el. Da. Așa cum aș vrea eu, pe toți aș vrea să-i văd ducându-se spre o carieră în domeniu.
Dar lucrul acesta nu se întâmplă. Fapt pentru care de cele mai multe ori îmi spun că cine vrea să învețe informatică în general învață. Nu toată lumea este făcută pentru informatică. Așa, și atunci eu accept și alte situații, fără să fiu drastică, fără să fiu, da, mă rog, foarte, foarte închistat așa, și să am o altă abordare cu cei care consider, după un semestru, de exemplu, în clasa 9, după un semestru, îmi dau seama dacă poate să facă informatică sau nu poate să facă informatică. E, dacă nu poate, eu îl accept așa cum este și încerc să-i transmit acele informații care el are nevoie ca să-și pună o bază în ceea ce privește gândirea algoritmică. Dar nu neapărat să fac, știți, carieră. Iar sunt și alții care sunt, mă rog, merg în pe acest drum, dar nu toți sunt. Eu sunt la un liceu în care avem mai multe profile, o singură clasă la nivel de matematică informatică. Nu avem mai multe clase, nu e paleta foarte largă. Și atunci avem copii de toate tipurile. În primul rând mă ajută pe mine, da? Pentru a vedea și alte tipuri de abordări pe care eu pot să le trec prin filtrul gândirii mele și ulterior să pot să transmit mai departe. Îmi dă posibilitatea să pot să duc copiilor elemente de orientare, în ceea ce, pentru cei care își doresc carieră în IT, astfel încât ei să poată, da, să fie, să spun, pregătiți sau informați în ceea ce înseamnă pentru anii care vor urma, așa cum tot am discutat zilele astea, ce înseamnă de fapt o profesie în domeniul acesta. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă apreciez în mod deosebit pentru tot ceea ce fac fetele aici și dumneavoastră toți. Și este o activitate deosebită, pe care mă, pe mine mă încântă foarte mult.